Există un singur loc în Biblia asta unde râde cineva și este apreciat? Nu că râsul e interzis. Nu, râsul nu e interzis, că nu l-am făcut eu, l-a făcut Dumnezeu. Dar când vii în prezența Domnului, vii în calitate de vinovat. De râs îți mai arde. În generația noastră se dezvoltă predicatorii glumeți ca să atragă oamenii. Cum i-a atras Hristos fără glume și fără râs? În afară de miștocăreală, mai avem și altceva? În afară de circ și de senzualitate, cântările sunt senzuale, cu gemete. Iertați-mă că trebuie să spun asta. Ați auzit cântări din astea? Ceva de genul ăsta. Îl trimitem acasă, pe jos, dacă cineva în biserică cântă așa. Gemetele astea sunt potrivite în alt loc, nu aici. Insinuare.